Iani Alexandridis este pe cai mari. Era deja un bucătar apreciat în branșă, dar șef la cuțite i-a conferit și o mai mare notorietate, plus bani, pe care îi investește în localurile de lux din capitală. Nu singur, ci alături de Alex Mihoc, un alt concurent al ultimei ediții a show-ului culinar. Zilele trecute, site-ul numărul 1 din România i-a întâlnit pe cei doi în formă maximă la Nuba. S-au distrat ca la 20 de ani, iar tăria pură de calitate pe care au consumat-o a avut rolul ei. Iani Alexandridis și Alex Mihoc au rezolvat șaturile pe nerăsuflate, cheful fiind unul de 5 stele. Aflați în continuare ce aroganță a încercat protejatul lui Cătălin Scărlătescu înainte de plecare. Câștigătorul de la Șef la Cuțite a rezolvat însă rapid problema. Cancan.ro are imagini în exclusivitate.